un eveniment frumos și un eveniment util și ne bucurăm că suntem parteneri ai acestui eveniment și sper să devină o tradiție și în anii următori, pentru că ceea ce ne dorim este să arătăm că Avon, ca și compania pentru femei, nu este doar pentru femei, este o companie care promovează diversitatea, diversitatea de stil, de opinie, diversitatea de percepție și din această diversitate lucrurile sunt întotdeauna mai frumos. Mi-a plăcut, a fost foarte interesant, informații noi. Dar ce mi-a plăcut în mod special este că au început și managerii și mai ales în zona de business să ne concentrăm pe psihologie. Adică să vedem și să încercăm să înțelegem cum funcționează mintea umană, iar evenimentul a fost chiar specializat pe diferențele dintre femei și bărbați și pe partea de comportament, dar și pe partea de emoțional și de cum funcționează mintea umană. A fost un eveniment de excepție pentru că ne-a deschis mintea, dar la fel de important, poate chiar mai important, inima, asupra unei problematici pe care prea puțin o dezbatem în societatea românească, și anume faptul că diversitatea creează abundență, creează bogăție și este importantă atât la nivelul leadership-ului politic. Uitați-vă la țările nordice care au echilibru de gen în politică, cât sunt de performante. Uitați-vă și la companii. McKinsey spune cu 56% mai mare profit au acele companii care au management echilibrat sau diversificat din punct de vedere al genului. Deci, o foarte importantă punere în temă și o foarte importantă discuție despre cum creăm și cum motivăm companiile să aibă tot beneficiul diversității. Felicitări, Hart!